Ceea ce s-a întâmplat astăzi a fost cel mai mare cadou pe care poate să-l primească un cadru didactic. Emoție și recunoștință. A fost fantastic. De fapt, în fiecare an, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, în contextul sărbătoririi aniversării USM, se prezintă cel mai bine. Iată că în acest an studenții noștri au avut inspirația să organizeze acest flash mob. Doamnele de atâtea ori, revenim ca altă dată, lângă bunii profesori, dragi învățători, bunii profesori. Cu iubire, numai pentru... O zi simbol pentru cei care și-au asumat un destin de făuritori, de mesagerea cunoștințelor, inspirației, creativității. Mă simt extraordinar de bine pentru că am o familie, familia Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, acolo unde e pace, e lumină și e foarte mult entuziasm și creativitate. Noi suntem recunoscători pentru fiecare clipă petrecută alături de profesorii noștri, efortul pe care l-au depus ei în formarea noastră și ne-am zis că măcar un cântec să-i bucurăm de dimineață și să le încălzim sufletul. Eu doresc doar să vă dau sănătate, desfericire și bucurie, succes în toate și mulți ani copiii noștri profesori.